преди повече от 26 години. И се запознах и просто я видях. Аз отивах на училище, тогава бях, отивах в гимназия. Това така се водеше гимназия, като завърших 8 клас. Той... И я гледах по улицата, от едно и също село сме. И така се влюбих в нея, обаче там, при нас малко е такова сложно за женитба. Обаче как разбрал баща ми, имах по-голяма снаха ми, на по-големия брат жена му. Как? Каза, че аз съм влюбен в тази жена, която живее сега в момента. Това момиче, което сега в момента е моя жена, живеем толкова години. И така, той отиде, поиска от нейните родители, при нас е така закона. И имам 3 деца, имам 6 внучета сега в момента и живея. Това ми е първата и най-истинската ми любов. Първата и за нея се ожених и така. Живеем толкова години и така нататък. Грижно се, пораснах, отгледах си децата, пораснаха, децата ми са големи. Жениха са. Не, не съм, защото при нас е забранено. И дойдоха, поискаха, ама и аз никой не ме е питал. И се съгласихме и си живеем и толкова с години. Нямахме проблеми да се разделяме пак. Не. И така, 26 години сме заедно, имаме 3 деца, 6 внучета. И сме си добре. Много ясно. Толкова години сме заедно, да. Ами с течение на времето... Да кажа сериозно... Сега сме различни. Къде бяхме млади, бяхме други. Сега сме сега различни. Сега не казвам нещо. Виждате, сега тя е с бяла коса, побеляла, нали, вече не... Не, аз бях казвам, на 16 сериозно, години. Когато е била... Нали, да. Изтърпваше ми под лъжичката, да не знаеш как има една дума да, така, като я гледах. По принцип, тя не е такава, която да обижда хората. Да... Не е такава. Не... Да. Добре сме се и караме се, викаме някой път, пак се сдобряваме и така. Despre marea mea dragoste, una din dragostele mele pe care le-am avut în țara mea de origine. Cine este? Așa, se numește Alexandra. Eu eram bișnițar, vindeam tot felul de accesorii. Ea și ea era la fel, deci ne vedeam zi de zi, când strângeam mesele, când le puneam și așa mai departe. Azi un pic, mâine un pic... Eu am plecat cu timpul, a trebuit să plec, am ajuns tocmai până în Irlanda, am stat vreo 6 luni, la care m-am întors înapoi și atunci a început cu adevărat între noi acea dragoste să se înferipe. O fată blondă, cu ochii verzi, o fată frumoasă, deosebită, educată, manierată, asta m-a dat peste cap, cum se spune. O femeie în adevăratul sens al cuvântului, sufletistă, cu demnitate, cu frică de Dumnezeu, deci manierată, făcea parte dintr-o familie bună, ca să spun așa, o familie bine educată și asta m-a determinat cel mai mult. Și ea avea un comportament extraordinar și asta mi-a plăcut cel mai mult la ea, ca ființă. Nu mai spun, frumusețe frumoasă, la care am decis la un moment dat să fim împreună, numai că părinții nu prea au vrut, pentru faptul că eram sărac, pentru faptul că nu eram de acolo, din oraș, ce te ia ăsta și te duce tocmai în Moldova, la el acolo. Au început să prindă acel, cum să spun, farmec. Adică am început să devin credibil la un moment dat în fața lor. Ceea ce, la urmă, ne-am căsătorit. Bine, nu am făcut o nuntă, nu pot să spun că am făcut o nuntă, decât am fost cununați, civil, și atât. Cu timpul, eu când am plecat, am fost plecată în Spania, ea s-a îmbolnăvit, deci în anii ăștia cu timpul, avem niște copii frumoși, ea s-a îmbolnăvit, a avut un cancer la colon, așa, s-a îmbolnăvit, am venit acasă, am stat cu ea, deci a mai durat relația cam încă vreo 6 ani după toate astea, după care ea a decedat. Și de 9 ani
N-am mai încercat să mai îngăsesc marea mea iubire, marea mea dragoste, cum se spune. Și soțul cheamă Costică Costică. Așa, m-am căsătorit de la 13 ani, el avea 16 ani și sunt îngrijorată de el când pleacă undeva. Mi-am iubit foarte mult. Era părinții, nu vrea părinții să mă dă la el. Eu am fugit cu el la București. De la București au venit părinții după mine, m-au luat înapoi, iar am fugit cu el. Și tot mai departe, tot așa, na, m-am cunoscut cu el de la 13 ani și până la 36 de ani. Avem o leacă de când trăim împreună. Da, și tot așa, na, ne-am cunoscut, părinții lui mă vrea pe mine, a mei nu. Și ne-am luat de la 13 ani, tot, am mers împreună, am făcut 6 copii. Da. Și mai departe, nu mai știu. E muncitor, îi va duce pentru copii, da, nu mă bate. Acum. Nu mă bate, ține la mine. Apreciez la el că ține la mine, e pentru casă, nu mă bate, nu ține foarte mult la mine și eu la el. Și tot așa. Păi am 25 de ani de când sunt cu el împreună. Aveam 13 ani. Și el 16, copii mari. De acum am unul mic de 4 ani, ultimul e băiat și 5 fete, 18 și una 16, cel mai mic are 4 ani. Toată viața m-am înțeles cu el, e pentru copii, nu e să cheltuie banul aiurea, ce facem aici, trimitem la copii, tot ne înțelegem foarte bine.